Da, se ridică camera de la nivelul culturii. Cam ăsta e nivelul culturii în țara noastră. Din păcate, situându-se cam pe la nivelul genunchiului broaștei, a fost călcată în picioare de mai toată lumea. Cum adică de cine? De guverne, de biserică, de intelectuali, de securiști, de presă, de unii dintre artiști, de unii dintre scriitori, de unii dintre muzicieni și, în general, cam de noi de toți. Da, am păstrat printre noi acest domeniu, ca să zic așa, doar pentru a mai avea un minister în plus, să aibă și doamna Turcan un job azi. Doar pentru a mai sifona de la buget bani pentru tot felul de activități culturale. Circ de prost gust în general. Plus astea, cum se numesc? Agenții naționale, locale, care sunt așa eficiente că nu știe nimeni ce și cum fac. Ne căcăm pe noi că s-a născut pe aici Brâncuș și ne dăm cu curul de pământ că noi suntem români, am inventat arta lumii, am inventat sculptura. Când trăia, omul a plecat pe jos din țară ca să poată să se dezvolte. Iar azi se murdăresc toți ratații cu numele lui pe la gură când încearcă să se dea intelectuali pe la toate evenimentele culturale. Pentru că toate astea trebuiau să poarte un nume, cum a zis poetul, sau să fie o zi în care să miroasă doar a cultură din toate toaletele din fundul curților de la școli, s-a ales ziua de 15 ianuarie, ziua în care s-a născut Eminescu. Deși încă se mai ceartă câțiva pe tema asta. Habar n-avem exact când s-a născut. Am mai schimbat și calendarele între timp. În fine. Eminescu. Un băiat care a scris poezie și a scris bine. Care a făcut presă, care a făcut mai multe lucruri de-a lungul vieții sale, mai mult sau mai puțin grozave, mai mult sau mai puțin banale, dar care a ajuns să fie geniu, poet național și câte și mai câte titluri. Un om ale cărui poeme au fost înghesuite în manuale, îndesate cu forța în programele școlare și în materiile de examen, îndeajuns de mult încât să fie urât de către cei mai mulți, sau să fie împodobit cu tot felul de comentarii duse până la extreme, să fie golit de sens. L-am pocit în fel și chip în tot felul de statui pe care le-am împrăștiat prin toată țara. Am botezat străzi și cămine culturale părăsite cu numele lui. I-am dedicat cântece și tone întregi de poezii, în loc să stăm să-l citim sau să reflectăm puțin la ce a vrut să spună poetul. Cred că mai des ajunge Waze la Eminescu decât noi. Și era să uit, l-am pus și pe bancnote și acum toată lumea îi știe valoarea și probabil detestă acest portret. L-am luat pe omul ăsta care a trăit printre noi câțiva ani și a încercat să scrie, așa cum a știut el, și i-am pus o coroană pe cap. L-am făcut regele culturii naționale. În ce mai crezi? În scriitori sau în mormintele lor pline de flori.